Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Ionuț Manta, vă invit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. La sfârșitul săptămânii acesteia va debuta și returul de campionat în Liga a 3-a. SC Mergeșul Pitești e pregătită pentru acest retur de campionat pe care îl începe din postura de lider al seriei a 3-a. Au fost multe discuții în ceea ce privește această echipă susținută de Primăria Municipiului Pitești. La un moment dat chiar se zvonea că nu va mai începe returul de campionat. Se pare că s-au rezolvat într-o oarecare măsură problemele la SCM. Vom discuta astăzi în ce situație se află echipa piteșteană cu invitații mei de astăzi, domnul Adrian Dulce, antrenor echipei SCM Pitești, dar și Robert Boboc, jucător la echipa alb-violetă. Bună ziua, domnilor, mulțumesc de prezență la Repriza de Sport. Bună ziua, bine v-am găsit! Iată, mai puțin de câteva zile va începe și returul de campionat în Liga a 3-a. S-a terminat perioada de pregătire. Adi, mi-aș permite să te întreb cum a fost, cât de greu a fost pentru tine. Știm cu toții că situația echipei nu e una foarte, foarte bună. Da, într-adevăr, a fost o perioadă destul de grea pentru noi, datorită faptului că am avut cel puțin începutul perioada de pregătire o parte de incertitudine vis-a-vis de continuarea activității noastre aici sau în altă parte. Au fost discuții mai multe și cu diferiți oameni, atât cu oameni din județ, cât și oameni din alte județe care și-au dorit să preia SCM Argeșul Pitești la un moment dat. Până la urmă, cred că s-a luat cea mai bună decizie, aceea de a continua, da, și a continua aici la Pitești, pentru că suntem o echipă formată în mare majoritate, și când spun mare majoritate, mă gândesc că suntem cam 95% din jucători piteșteni. Și atunci era, cred eu, un pic anormal să plecăm într-o altă localitate, în contextul în care toți jucătorii sunt de aici. Da, într-adevăr, s-a vorbit la un moment dat de mutarea echipei la Alexandria. Era o idee ciudată pentru suporterii piteșteni, mai ales că, totuși, municipiul Pitești, cred eu, că și-ar putea permite să susțină o echipă cu jucătorii tineri și care au reușit în turul de campionat să facă surpriza și s-au clasat la finalul campionatului pe prima poziție. Într-adevăr, sunt probleme mari în fotbalul argeșean, în fotbalul românesc, de altfel. Multe echipe se luptă acolo, să nu se desfințeze, intră în insolvență, sunt probleme foarte mari. Deocamdată nu se știe, nu există o lege clară să se specifice acolo dacă, eu știu, autoritățile locale pot investi în fotbal, se pot plăti salariile jucătorilor. Până una alta s-a probat ca SC Mergeșul Pitești să se alipească Clubului Sportiv Municipal Pitești, secția de fotbal. E o veste bună, doar că până în acest moment situația cu salariile voastre nu s-a rezolvat. Robert, cum e pentru voi? Sunt 5 salarii pe care voi nu le-ați primit. Nu mai vorbesc și de prime, cred, după rezultatele din turul de campionat. Cât de greu v-a fost să vă pregătiți în perioada de pregătire? Da, din punct de vedere fotbalistic, este foarte greu să te concentrezi. Atunci când nu ai salariile plătite de 5 luni de zile, este foarte greu să începi pregătirea, să te pregătești 100%, dar am reușit să trecem peste această cauză și să ne pregătim cât de bine am putut fiecare. Fiindcă, v-am spus, este foarte greu să te poți concentra 100% fără bani. Fără bani, da. Până la urmă, totul se învârte aici, în jurul banilor, și fotbaliștii trebuie să plătiți la timp pentru că își desfășoară și o meserie. Voi ați reușit o performanță mare, aceea de a termina pe prima poziție. Cum a fost pentru voi turul de campionat? Știm, ați început un pic mai greu, dar după care a urmat o serie de victorii, de rezultate pozitive. În tur nimeni nu ne dădea nicio șansă, dar noi am luat fiecare meci pas cu pas, am ascultat indicațiile antrenorului și am reușit să... Am plecat cu gândul de a câștiga fiecare partidă și ușor, ușor am reușit să
să urcăm în clasament până pe locul întâi. Din punctul vostru de vedere, care ar fi fost cauza pentru începutul acela, un pic mai ezitant, să spunem? Lipsa de omogenitate, știm că echipa s-a reunit așa în scurt timp, nu s-a pregătit pentru turul de campionat. Și lipsa de omogenitate, după primele două etape au mai venit jucători, iar eu zic că lipsa de încredere din primele meciuri a făcut ca rezultatele să nu fie favorabile pentru noi. Dar cu timpul au trecut etapele, am reușit să facem două egaluri și ușor, ușor am prins încredere în noi și a început să meargă jocul și ne-am clasat pe primul loc la finalul turului. Adi, vineri SCM Pitești va începe returul de campionat. A fost o lungă perioadă de pregătire. Mulțumit, poți să faci o analiză acum după această perioadă de antrenament, de jocuri amicale? În condițiile date, cred că e o perioadă bună până la urmă. Le mulțumesc în primul rând jucătorilor, pentru că în toată această perioadă au încercat atât cât au putut să dea maxim din ceea ce pot ei, pentru că fără aportul lor e clar că nu ne puteam pregăti. Și e clar că au trecut printr-o perioadă destul de grea, mai ales datorită faptului că n-au avut, au avut de fapt problemele astea financiare care și n-au reușit să vină la stadion să se antreneze, n-au reușit să, eu știu, să-și cumpere un echipament de picior și multe altele care ne-ar trebui pe acolo, dar să știți că au fost foarte, foarte ok în toată această perioadă de pregătire și de asta v-am spus, țin să le mulțumesc, pentru că fără aportul lor era foarte greu. Te simți foarte apropiat de acest lot de jucători, pe care, o echipă pe care tu ai format-o. Sunt foarte apropiat de ei, pentru că am mare încredere în ei. Sunt jucători de mare perspectivă, sunt convins că mulți dintre ei, după acest retur de campionat, vor avea oferte să joace la un nivel mult mai ridicat. Au valoare, doar că până acum, eu zic că n-a fost pusă în practică și pe lângă asta era clară și o lipsă de încredere a lor în posibilitățile pe care le aveau. Tocmai de asta spun că eu personal am mare încredere în acest lot de jucători. Sunt convins că vom face o treabă la fel de bună și în acest retur de campionat. Și așa cum autoritățile încearcă să găsească o soluție prin care să ne finanțeze în continuare și care să ne ajute să ne continuăm parcursul pe care l-am avut în turul de campionat, la fel și noi vom încerca să scoatem maxim din ceea ce vom face în acest retur. În situația dată, Adi, știu că tu probabil îți doreai să faci și ceva achiziții, să aduci jucători la echipă. La capitolul ăsta acum, cum stăm? Am reușit să luăm câțiva jucători și mă bucur pentru asta. Sunt câțiva jucători de care aveam nevoie. E vorba de Mihai Stancu, care în turul campionatului a jucat la Fortuna Poiana Câmpina. E vorba de Miulescu de la Faro Constanța și Andrei Berceanu de la, care jucase la Corona Brașov, mai jucase pe la Gloria Bistrița. Pe lângă asta mai sunt câțiva jucători tineri care i-am luat în lotul nostru. Avem un lot de 24 de jucători în care, v-am spus, am mare încredere că vor arăta foarte bine în acest retur. Rezultatele din amicale sunt mulțumitoare pentru tine. Au fost multe victorii și la scor, chiar în ultima partidă amicală, să spunem, dinaintea partidei oficiale de vineri, 5-0 cu echipa de Liga 4 din județul Olt. Din punct de vedere al rezultatului, neconcludent și nu țin foarte tare la rezultate în această perioadă de pregătire. Mă interesează să omogenizăm echipa, să încercăm ca cei noi veniți să intre în angrenajul acestui lot de jucători. Pe lângă asta sunt multe trasee tactice pe care trebuie să le punem la punct. Am lucrat și acest aspect și cred eu că ne-am descurcat destul de bine până acum. Acum începe examenele, asta a fost doar o parte de pregătire și în funcție de cum vom arăta la jocuri, Doar rezultatul de acolo va rămâne.
Procentual, să spunem, cam la ce capacitate sunt pregătiți jucătorii pentru începutul de retur? E clar că am suferit din acest punct de vedere, pentru că mi-aș fi dorit, pe lângă ceea ce am făcut aici din punct de vedere al pregătirii fizice, să fi reușit să facem un cantonament centralizat undeva într-o zonă montană. Nu s-a reușit acest lucru, dar cred eu că avem condițiile necesare pentru a ne pregăti destul de bine și la stadion. Am făcut asta acolo. Sunt convins că nu suntem încă la capacitate maximă. Tocmai de asta o să încercăm și la primul joc să jucăm pe o suprafață pe care noi ne-am antrenat, pe terenul sintetic, urmând ca după ce va începe campionatul să trecem pe terenul de iarbă, să ne pregătim acolo și să ajungem și noi la maxim din ceea ce ne-am propus. Deci e posibil ca partida de vineri să se joace pe terenul sintetic, nu? Din complexul Nicolae Dobrin. Am făcut o cerere către Federația Română de Fotbal. Rămâne să vedem dacă ni se va aproba și în funcție de asta vom vedea dacă vom juca pe terenul sintetic vineri sau vom juca pe terenul de iarbă. În condiții normale n-ar fi nicio problemă, nu? Să nu se accepte această cerere, mai ales că am văzut cu toții starea terenurilor nu e una foarte bună și spectacolul fotbalistic are de suferit. Da, sunt anumite cerințe care trebuie îndeplinite pentru a se putea desfășura o partidă de fotbal la nivel de Liga a 3-a. Cred eu că terenul nostru sintetic le îndeplinește. Sper să mi se ofere șansa de a juca pe această suprafață, cel puțin la primul joc. Robert, tu ce poți să ne spui de această perioadă de pregătire? Ești mulțumit de tine, de colegii tăi? Se putea mai mult? Din punctul meu de vedere, a fost o perioadă de pregătire destul de bună. Cred că fiecare dintre noi putea mai mult, dar în aceste condiții, eu zic că a fost foarte bine. Ne-am pregătit și așteptăm să înceapă returul de campionat. Vă e doar așa de un meci oficial? Probabil v-ați plictisit atâtea antrenamente de jocuri amicale, o perioadă lungă de pregătire iarna. Da, ne este dor să înceapă campionatul, unde este miza, este altceva față de partidele amicale. La ultima partidă de vineri a avut o problemă medicală la finalul partidei. E tot în regulă? Poți juca vineri? Da, a fost o accidentare ușoară, nu este nimic grav. M-am antrenat normal și vineri pot juca. Adi, probabil ai urmărit și celelalte echipe din această serie. Cum e situația? Lucrurile se vor schimba în retur. Veți fi priviți ca echipa de pe locul întâi, nu? Să se schimbă lucrurile, nu o să mai... Da, la fel cum o după... O să fie alt fel de presiune, nu? La fel cum după două etape din turul campionatului eram priviți ca echipa de pe ultimul loc, acum vom fi priviți cel puțin prima etapă ca echipa de pe primul loc și nu o să fie la fel de ușor pentru noi, pentru că e clar că va exista o anumită presiune asupra noastră, dar cred că avem valoarea necesară să nu ne sperie aceste lucruri și să arătăm la fel de bine și în acest retur de campionat. Cu siguranță vor fi echipe care ne vor lua mult mai serios decât până acum, pentru că e clar că în momentul în care ne duceam cu foaia de joc și arătam ca o echipă care era extrem de tânără, nu tânără pentru nivelul Ligii a 3-a, automat ne priveau ceva mai detașați. Dar acum cred că au văzut că nu e chiar de joacă cu acest SCM Argeș și cu siguranță își vor lua măsurile necesare pentru a ne contracara. Dar, v-am spus, sunt convins că avem valoarea necesară pentru a arăta la fel de bine cum am arătat și într-un campionatului. Te aștept să fie tot un retur strâns. Știm, turul de campionat s-au bătut foarte multe echipe pentru prima poziție, o diferență foarte mică de puncte între, să spunem, locul 1 și locul 7. Da. Nu știu cum va evolua acest retur, dar sunt echipe care în această iarnă au făcut mișcări importante și mă refer aici la CSA Fumați, mă refer la Chindia Târgoviște, mă refer la CSA Ștefănești, Chiajna 2, echipe care au mișcat pe piața transferurilor. Pe lângă asta sunt susținute financiar la un nivel destul de ridicat și asta le-a permis să facă aceste lucruri în această perioadă de pregătire. Dar cred totuși că nici
transferurile în număr ridicat nu ajută foarte tare, pentru că automat îți trebuie o perioadă mai mare de pregătire tocmai pentru a omogeniza lotul respectiv. Din acest punct de vedere, eu cred că noi stăm mai bine pentru că am reușit să rămânem același lot de jucători. V-am spus, am făcut doar 3 transferuri. Pe lângă asta, suntem un nucleu care au jucat foarte mult împreună, se cunosc foarte bine. Cred eu că încet, încet în vestiar s-a format o familie. Au mare încredere în unul în celălalt și asta contează enorm. De asta vă spun că această generație e, cred eu, cea mai bună care am văzut-o în Pitești în ultimii 5 ani, cel puțin. Și sunt convins că nu spun prostii, pentru că am fost alături de și de celelalte generații care au trecut pe aici la Pitești și eu cred că generația de anul ăsta are cel mai mare potențial de a face performanță. A mai fost o generație cu jucători ca Rover Cârstea, Briceag, care acum a ajuns la Liga 1, încă 4-5 jucători care joacă la Mioveni, mai sunt jucători la Faru. Deci a mai fost o generație bună pe care, din păcate, am scăpat-o printre degete. Acea echipă al FC Argeș. Da, acum un an jumate și sper din tot sufletul să nu facem aceleași greșeli și în această perioadă și să scăpăm printre degete o echipă care are, v-am spus, un mare potențial. Da, noi avem darul acesta de a forma echipe și după aceea să le pierdem cu totul. Sperăm ca măcar SCM-ul, echipa SCM-ului să rămână, închegată, să nu se întâmple, alte lucruri care să afecteze bunul mers al activității la SCM Pitești, mai ales așa cum spunea doamna și domnul, s-a vorbit la un moment dat de trecerea echipei, de mutarea echipei la Alexandria. Era foarte curios cum alte orașe ar putea să susțină o echipă de fotbal și Piteștiul, care totuși are o putere financiară bună față de alte orașe, nu poate să susțină o astfel de echipă. Sperăm într-un final să se rezolve și această problemă financiară, pentru că, iată, sunt jucători în proporție foarte mare, jucători piteșteni, jucători foarte tineri, care au performat, au terminat turul de campionat pe prima poziție și cred eu că s-ar putea găsi o soluție. Se vorbește cel mai mult acum de să vină, un sponsor să plătească salariile. Cred eu că ar fi binevenit un astfel de sponsor, măcar până în vară, când se poate, să se plătească salariile din contul municipalității. Da, dintr-o discuție pe care și eu personal am avut-o cu domnul Ionică, mi s-a spus că se fac chiar toate eforturile pentru a susține această echipă și sper din tot sufletul, v-am spus, să se rezolve aceste lucruri. La fel și dânsul încearcă să găsească o soluție viabilă prin care poate să plătească salariile jucătorilor și tot ceea ce înseamnă cheltuieli vis-a-vis de activitatea acestui club. În cazul în care se blochează lucrurile pe partea cu Sport Club Municipal, să se găsească varianta cu o persoană privată. Din ce am înțeles, au fost discuții cu ceva persoane. Dacă se realizează acest lucru, vă dați seama că ar fi benefic pentru toată lumea. Eu sunt convins că în condiții normale de stabilitate financiară, acest club își poate propune și obiective îndrăznețe. Obiective îndrăznețe, cum ar fi chiar promovarea în Liga 2, nu? Eu sper. Sincer, v-am spus că am mare încredere în lotul pe care îl antrenez, dar vom vedea cum vor decurge lucrurile. E mai bine să luăm lucrurile treptat. Sunt adeptul pașilor mărunți și să începem cu dreptul vineri și în funcție de ce vom face vineri, vom mai discuta după. Adi, ești un antrenor tânăr. Cum a fost pentru tine această perioadă să antrenezi o echipă, cu grave probleme financiare, dar și, în același timp, cu rezultate bune pe plan fotbalistic? E o experiență, cu siguranță, care sper să mă ajute în viitor, dar sper să nu mai întâlnesc. Au fost probleme,
într-adevăr, dar v-am spus, am dat peste un lot de jucători care din punct de vedere moral mi-au arătat că sunt băieți de valoare și prin asta țin să le mulțumesc încă o dată. La fel țin să-i mulțumesc lui Dani Coman care ne-a sprijinit în toată această perioadă, majoritatea jucătorilor de la SCM fiind jucătorii clubului FC Dănuț Coman. Și el a insistat ca acești băieți să rămână și să rămânem practic în același angrenaj. Și de asta vă spun că pentru mine a fost o experiență, dar sper să lucrez și în alte condiții și probabil dacă aceste condiții vor fi altele, ne vom propune și obiective mai îndrăznețe. O echipă frumoasă, o echipă adoptată rapid de suporterii piteșeni. Am observat că vin foarte mulți spectatori la meciurile de acasă. Cum e pentru voi, Robert, să vezi câteva sute de spectatori la o partidă de Liga 3-a? Mai în condițiile în care FCA deci nu mai există, echipa Piteștiului, să spunem, este CM Pitești. Clar. Noi ne bucurăm să vină cât mai mulți suporteri. Noi încercăm să câștigăm fiecare meci, să jucăm bine, spectaculos, pe placul lor și cu această ocazie așteptăm să vină, începând de vineri, cât mai mulți la stadion, să ne susțină. Cum a fost turul de campionat? A impresionat vreo echipă? Cum vezi tu acest retur, dacă vezi putea încheia tot pe primă poziție? Care ar fi, eu știu, echipa cu care, sau echipele cu care vă veți bate acolo pentru prima poziție? Cum a spus și Adi, majoritatea echipelor a făcut achiziții, s-au întărit, dar nu m-a impresionat în mod special nicio echipă. Noi ne-am făcut jocul nostru, nu ne-a surprins cu nimic și așa am reușit să urcăm în clasament și să învingem fiecare echipă. Eu știu, Chindia ar fi principala contracandidată voastră sau cei de la Fumați, din punctul tău de vedere? Acolo, din teren, cum vezi lucrurile? Da, și la Chindia și cu Afumați am avut două meciuri foarte grele. Nu știu, eu zic că Afumați au fost destul de buni și cred că cu ei o să ne batem la locul întâi. Adi, e tot așa? Ești de aceeași părere? Cei de la Chindia și cei de la Afumați ar fi, eu știu... Nu mă gândesc încă la Chindia și la Fumați, mă gândesc la Roșiori, pentru că pentru campionatul, după cum știți, am început cu Stângul, la jocul de acolo și sunt foarte preocupat de acest joc de vineri. După ce vom trece de aceste jocuri, vom discuta și de Chindia și de Fumați și de celelalte echipe, dar în general să știți că mă axez pe ceea ce avem noi de făcut, în principal, și mai puțin pe ceea ce fac ceilalți. Suntem mult mai concentrați pe ce avem de făcut. Fiind o echipă tânără, avem multe lucruri de pus la punct și atunci încercăm să creștem de la meci la meci. De asta vă spun că e mult mai important să fiu axat pe ceea ce facem noi și mai puțin pe ceea ce fac adversarii. Trendul în fotbal românesc, cel puțin în Liga 2 și mai ales în Liga 3, promovarea foarte jucătorilor tineri. La SCM Pitești asta ar fi, acesta e, să spunem, asta e soluția, nu? Pentru fotbal românesc. Asta e, vedea tu ieșirea din acest impas? E clar că e una dintre soluții. Dar indiferent dacă este viabilă sau nu, indiferent că sunt jucători mai tineri sau jucători mai în vârstă, ei trebuie respectați pentru ceea ce fac. Și cu siguranță în momentul în care jucătorii de fotbal vor fi respectați la fel cum au fost respectați de-a lungul timpului, și rezultatele vor apărea și vor fi mult, mult mai bune. Dar până când nu se vor realiza aceste lucruri, știți cum e, atunci când nu dai, nu ai. Și e normal să prima oară să dai și apoi să primești. Din punctul nostru de vedere, cred că în acest tur de campionat am arătat că putem, am încercat să dăm, am și reușit. Sperăm să facem acest lucru până la sfârșitul campionatului. Dar, v-am spus,
e foarte bine ca efortul acestor băieți să fie răsplătit pe măsură, pentru că lucrurile vor fi privite cu totul altfel și de către ei și de către restul oamenilor din județ. Mai ales că poate voi nu aveți voie să spuneți, dar știm, salariile nu sunt foarte mari la SCM, sunt chiar foarte mici și, din păcate, nici acestea nu sunt plătite la timp. Să ne mai spunem încă o dată telespectatorilor, sunt 5 salarii neprimite de acești jucători care au terminat pe prima poziție în campionat. Nu mai vorbim aici de prime și pentru rezultatele bune din turul de campionat. De vorbărie suntem sătui, se promite foarte mult că din vară situația se va rezolva. Nu știu de ce numai la Pitești nu se găsește această soluție. Majoritatea echipelor de Liga 3 sunt susținute de autorități locale, de Liga 2 chiar numai la Pitești nu s-a găsit până în 2015 o soluție ca o echipă de fotbal să poată să aibă liniște financiară și să aibă rezultate pe plan sportiv. Domnilor, suntem pe final de emisiune. Începem returul de campionat vineri. Adi, pentru suporteri, ce mesaje avea? Că îi așteptăm în număr cât mai mare la stadion și așa cum am făcut-o și în turul campionatului, vom încerca să facem acest lucru și în retur, să practicăm un joc plăcut ochiului, să încercăm să marcăm cât mai multe goluri, să fim cât mai spectaculoși, dar pe lângă asta și eficienți. Și încet, încet să devenim echipa cea mai importantă a județului. Sunt convins, v-am spus, că avem posibilitatea de a face acest lucru, avem potențialul necesar pentru a arăta că putem face asta. Așadar, doamnelor și domnilor, vineri începe returul de campionat în Liga 3-a. SCM Argeșul Pitești va juca acasă cu Sporting Roșieri. Deocamdată nu se știe pe care dintre stadioane se va juca. Cel mai probabil pe terenul cu gazon sintetic. Domnilor, mulțumesc mult de tot pentru prezență. Vă urez să aveți mult succes și de ce nu să terminați și returul de campionat pe prima poziție. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare cu Antena 1. Vă așteaptă colega mea, Simona Pomazan, cu cele mai importante știi din Argeș. Eu sunt Ionuț Manta, vă dau întâlnire lunea viitoare la aceeași oră. La revedere!